Berbec. Este o perioadă a lui Mercur retrograd care vorbește de relația cu prietenii. Fiți atenți la ce promisiuni vi se fac mai curând, nu faceți voi. Luați-vă informații, este foarte bine așa. Poate că primiți și niște propuneri, ele pot fi foarte interesante, asta până în 30 ianuarie, dar după aceea Mercur retrograd zice, vezi, poate nu omul de vină, dar contextul la care se referea poate nu stă în picioare, multe lucruri se schimbă, așa că iați niște măsuri de precauție, nu te arunca să cheltui niște bani, analizează, cântărește, notează ceea ce discuți acum și ce ți se pare fascinant, dar reajustează, ajustează mult și mai ales nu te grăbi să investești în perioada retrogradării. 30 ianuarie, 20 februarie. După aia, până la mijloc de martie, vezi mai bine, vei vedea mai bine, mai clar, 20 februarie, 15 martie, cu cine mergi la drum și pe ce, și ce idei valorifici. Pentru Taur, perioada poate să aducă aceasta de Mercur retrograd, de retrogradare, chiar o răzgândire, gândire, răzgândire, în legătură cu cariera, pentru Taur vorbesc acum, în legătură cu cariera și cu rolul profesional. Dacă accepți sau nu o funcție, dacă iei pe mâna ta o acțiune, un proiect și ce costuri au la nivel personal, ca timp, ca sănătate, bătaie de cap, în ce context, cât de constrângător e contextul în care te miști administrativ și instituțional. Apoi e posibil ca pe unele activități, unele proiecte să-ți displacă sau să-ți depășească forțele în momentul ăsta. Și să zici, ok, nu prea vreau bătaie de cap sau sunt prea multe lucruri, viața trebuie să fie și frumoasă. Deci, o propunere, o solicitare sau o posibilitate de mărire, de ridicare în rang, de funcție mai înaltă, chiar și onor și vizibilitate, rămâne de văzut dacă e de acceptat sau nu. Pe de altă parte, la serviciu, dar în ierarhia, pozițiile mai înalte ierarhice, o persoană pe care o considerai prietenă s-ar putea să nu fie chiar atât de prietenă, schimbă dispoziția, își vede interesele. Pentru gemeni, perioada poate să aducă o atenționare cu privire la sănătate, multe vești, multe informații, chiar tratamente la distanță în alt oraș sau cu terapeuți străini sau terapii din străinătate, care unele merg, altele mai puțin, e de văzut și de analizat. Se pot face, pe de-o parte, asta e o temă. Sănătatea poate să fie o temă. Vitalitatea nu este foarte bună în această perioadă, deci fără supra-solicitări, chiar fizice, energetice, somnul poate să fie și el o temă și avem nevoie de el și pentru a ne desluși viitorul, am spus. Deci harta este destul de delicată pentru gemeni în această perioadă. Cât mai multă relaxare, detașare, fără conflicte, poate chiar este necesar până pe la început de martie, să nu se iște niște discuții cu diverse persoane. Actele pot fi și ele supărătoare și nu se prea poate replica. Adică, nu știu, nu vine un aviz și se întârzie până când la noi ordine. Sau vine un act oficial și de acolo trebuie făcute niște lucruri că așa a venit. Nu prea se poate replica până la început de martie. După începutul lui martie însă, da, sunt alte aspecte și chiar foarte bune. Dar deocamdată, la cheremul evenimentelor și așa că menajată sănătatea. Pentru raci este o perioadă a lui Mercur retrograd care atenționează racii cu privire la bani. Nu sunt cei din muncă, cu munca asta de zi cu zi. Bani investiți care ar trebui să-și arate roadele, bani puși la comun cu partenerul de viață și ar trebui să-și arate roadele. Aș zice că unii raci pot suferi din cauza unui colaborator asociat sau partener care vrea să facă lucruri cu scop financiar, dar racii au sentimentul că sunt hazardate, că nu sunt potrivite, că se repede, că se ia după alții și că e o investiție proastă sau au achiziționat ceva cu gândul de a face ceva și îți dau seama că nu prea e bună investiția, trebuie să mai facă niște lucruri ca să o facă bună. Și au această problemă că din cauza unora, din cauza unuia, au riscat mergând pe mâna cuiva sau omul de lângă ei și sigur că asta îi afectează prin recul și pe ei. O promisiune de asemenea de sprijin și de ajutor financiar pică din cauza contextelor, omul poate vrea dar nu mai e în putere și pot fi surprinși de acțiunile unor prieteni. Tranzacțiile, vânzări, cumpărări pot fi și ele
dificile, sau trebuie să renunțe ei la niște pretenții materiale. În tot cazul, este o perioadă cu Mercur retrograd în care trebuie să asume o întârziere sau o pierdere și să o transforme într-o motivație de succes. Pierderea e mai mult din cauza altora. Atenție și la sănătate. Pentru ulei, acest Mercur retrograd poate viza imaginea publică și speranțele lor legate de o acțiune, prezența lor într-un anumit context, rolul lor, gesturile lor, angajamentele lor, mă rog, au, poate, cel puțin în perioada asta, cât e Mercur retrograd, și-au făcut niște calcule hiperbolizate, gonflate, cu privire la efectul unui parteneriat, cu felul în care se desfășoară și feedback-ul pe care îl primesc. Nu neapărat în bani. Apreciere, mulțumire, sunt niște acțiuni pe care le-au gândit, dar nu își arată roadele deocamdată, nu au reclama pe care au vrut-o, nu au faima pe care au vrut-o, nu au recunoașterea pe care au vrut-o. Cumva, drumuri sau în relațiile personale, nu se bucură de lucrurile pe care le-ar fi vrut și poate pentru care au investit sau li s-au promis. Și pot fi dezamăgiți relațional, partenerial, contractual sau ca imagine. Lucrurile sigur că se îmbunătățesc din martie, chiar foarte bine, dar vorbesc acum de Mercur retrograd și de această perioadă în care, mai ales, rolul lor, poziția lor într-o relație personală nu e așa cum au sperat, poate chiar cum li s-a promis. Își pot da seama de falsitatea unor oameni sau de incapacitățile lor, deși promisiunile au fost mari. Pentru fecioare, Mercur retrograd se află în zona muncii, în zona profesiei, e vorba de echipă, de condiții de lucru, sau chiar de munca efectiv pe care o fac. Fiind un Mercur retrograd în vărsător, noutățile vin în avalanșă și foarte multe fecioare au ca lecție de adaptare la tehnologie. E vorba de unelte, instrumente și tehnologie. Și probabil că unele învață la locul de muncă, lovindu-se destul de greu de niște lucruri, pentru că nu le stăpânesc, că nu ține de profesia lor. Au foarte multe inovații, situații, surpriză peste rutina lor profesională și trebuie să se adapteze la ele. Și nu prea au nici specialiști, nici pe cine să întrebe, nici cum să se informeze. Văzând făcând. Stilul lor nu este ăsta. Ele sunt foarte programate, ordonate, calculate, măsurate și răbdătoare să parcurgă toate etapele. Nu prea le lasă planetele din vărsător să parcurgă etapele, să încastreze lecția, să o integreze, următorul pas. Așa că pot fi tulburate, plus că niște acte oficiale sau un cadru administrativ le constrânge și toate ideile lor novative, profesionale, se bat de, se ciocnesc de aceste limite, acești pereți pe care administrația, că asta este peste tot, le-a ridicat atenție, de aceea la sănătate, mâhniri și lipsă de somn, tulburări și digestive din cauza frământărilor. Pentru balanțe, Mercurul retrograd este fixat în zona expresivității și a libertății. Poate fi vorba de un proiect, un hobby, o pasiune, un proiect de suflet, dar poate fi vorba și de relații de suflet. Și Mercur retrograd spune că mai ales relația cu copiii merită să fie pusă în altă lumină și să se gândească un pic la abilitățile și capacitățile, resursele copilului. E o temă pentru părinți, acest aspect al lui Mercur retrograd, și să vadă cum pot deschide, ajuta copilul să deschidă această fereastră. Pentru alte balanțe e vorba de o nouă oportunitate, o fereastră pentru ele, dar care vine din zona pasiunilor, hobby-urilor, activităților deconectante, recreative, care merită o șansă mai mare. Asta pentru a se acomoda mai natural și mai seren, mai senin la provocările vieții. Alte balanțe, în domeniul sentimental al relațiilor intime, senzuale, au nevoie de o relaxare, de o deschidere, zice Mercur retrograd, să vadă partea plină a paharului, să nu-și mai bată partenerul la cap și, spune Marten Taur, să accepte limitele și să lucreze cu ele dacă rămâne lângă partener, nu să forțeze omul, să constrângă omul să se adapteze, cum au făcut în 2020. Da, și fără investiții și cheltuieli imprudente de dragul cuiva. Sau dacă își asumă pierderea. Adică am dat de drag și să fac cum ce vrea cu lucrurile ăla. Pentru scorpioni, Mercur retrograd este localizat în zona căminului și casei și pentru unii are legătură cu patrimoniul, casa, remodelat, investit,
schimbat, renovat, achiziție de casă sau refacere de casă, se fac planuri, se fac proiecte, se găsesc soluții, se caută. E, abia după 20 februarie până la mijlocul lui martie se poate spune, ăsta e proiectul, cu oamenii ăștia lucrez, casa asta o fac. Pentru cei care au ca temă casa. Sau tema poate să fie relațiile de familie. Unde stau părinții, cum mă ocup de ei, ce facem cu ei. Perioada este destul de tensionată, pot alerga în stânga și în dreapta pentru alții, poate și la solicitările partenerului de viață și sunt un pic sub presiune. E foarte încordată perioada pentru ei și le cam sare țandăra sau se simt în permanență orice solicitare, e o mare provocare pentru ei. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, în parteneriatele profesionale, vânează și ei până la început de martie un partener solid, asta ar vrea, solid pe care se bazeze. Dar tema perioadei este bazează-te pe tine, poți colabora cu cineva, dar bazează-te pe tine. În această bazare pe ei înșiși își pot da seama că n-au niște noțiuni, că le lipsesc niște elemente fundamentale, au pierdut trenul cândva, nu știu, și n-au făcut un curs, n-au învățat să lucreze pe calculator, când trebuiau să se informeze cu ceva, n-au făcut-o, cumva le lipsește o bază. Și ori o află de la un specialist și recuperează, plătesc pentru asta, ori apelează la un specialist să le facă treaba, dar am zis că nu trebuie să ne bazăm pe altul. Și sunt cumva așa, îi deranjează acest punct de vulnerabilitate la aici, de nesiguranță. Pentru săgetători, Mercurul acesta retrograd este fixat în zona cunoașterii. E de două tipuri, sau vizează două tipuri de săgetători. Unii care acumulează cunoștințe, alții care le-au acumulat și trebuie să le livreze, să facă pe profesorii. Și s-ar putea ca munca lor acum să treacă prin acest stadiu, să livreze, să fie trainer, să fie profesor, îndrumător și ghizi. Unora le pică bine, în general zodia lor e bună pentru tipul ăsta de activitate, într-o formă sau alta. Nu vă gândiți că predați la catedră, pentru că sunt tot felul de forme acum prin care noi dăruim cunoașterea noastră. Dar poate fi nevoie pentru mulți săgetători să împărtășească această cunoaștere. Și poate fi dificil cadrul, banii, resursele, contextul. N-au colegi, n-au posibilități. Și poate fi supărătoare treaba asta. Alții nu au actele. Știu, au practică, dar nu au acte. Și poate că nici nu mai pot face cursuri acum. Spuneam în trecut, grăbiți-vă să vă luați toate examenele sau vă faceți cursurile. Anul trecut, în 2019, ziceam asta, în fine. Călătorile pot fi dificile, obositoare, analize pentru sănătate se pot impune în această perioadă, da? Trebuie să trecem mai departe și e o temă, nu că ar fi neapărat o problemă, dar poate fi o temă pentru a lămuri o cauză. Pentru că Capricorn, banii sunt luați în atenție de Mercur retrograd, care sunt altfel gândiți. Pe de altă parte, dacă și-au negociat un onorariu, un bonus, nu știu, știau ei că trebuie să vină niște bani, descoperă cu Mercurul ăsta retrograd că nu vin. Atenție la discuțiile până pe 30 ianuarie, promisiunile financiare. S-ar putea să nu stea în picioare fix cifrele alea și e bine să aveți o marjă de acomodare sau de negociere. Bani care pot fi scoși din buzunar și cheltuiți pentru copii sau pentru a dărui bucura pe cineva, dar, cum să spun, nu e neapărat cheful vostru, dar poate că faceți lucrul ăsta. Pe de altă parte, bani cheltuiți pentru a învăța ceva ce poate fi de perspectivă, deci un curs, poate nu neapărat formal, dar care vă ajută să vă împrieteniți cu abilitatea voastră. De asemenea, bani care vin din tehnologie de avangardă, deci instrumente noi, trebuie să fiți foarte atenți cu ce a mai apărut în meseria voastră. Pentru vărsători, Mercur e în semnul lor zodiacal și la nivel de comportament și temperament pot avea tot felul de stări, cred în ei, nu cred în ei, când au chef, când au chef, când sunt luminoși, când nu mai au nicio perspectivă. E adevărat că Mercur îi face genial pe vărsători, se simte foarte bine acolo, în zodia lor și mai ales dacă au și un Mercur la naștere, e foarte zgândărit de toate planetele astea care sunt prin vărsător. Problema lor e că nu au energie sau nu au chef. Deci, vine o energie peste ei, fă lucruri, întinde-ți aripile, ai idei, fă chestiile alea grozave la care tu te-ai gândit un an de zile, dar pe de altă parte n-au energie și aici poate fi o problemă și de sănătate,
și-au irosit energia sau nu scăliți cumva, nu sunt antrenați cumva, n-au mediu și pierd energie în mediu din casă, prin obiceiuri de viață proaste, prin relații de familie proaste, prin ambient nesănătos, nu știu, nefuncțional pentru ei, și poate că locul în care stau, trăiesc și dorm ar trebui schimbat sau meniul de viață, obiceiurile, habitudinile, obișnuințele de viață, pentru că ceva acolo, se scurge energie pe acolo. Și atunci ei au idei, ar face lucruri, dar când sunt în formă, când nu sunt, când au tonus, când n-au, pierd foarte ușor. Sau conflictul cu o persoană din familie care nu-i susține și atunci pierd pe acolo energie pentru că le pasă de ce zice persoana aia. Deci, au o perioadă în care trebuie să raporteze mai bine la ei, la energia lor și la forța lor și să facă ajustări în viața lor și în mediul în care trăiesc, pentru că altfel se scurge energia în util și trece trendul ăsta în care ei ar putea face un salt. Pentru pești este o perioadă cu Mercur retrograd în care au multe lucruri de vindecat. Regrete, nemulțumiri, resentimente, povești din care le blochează viitorul. Viitorul nu trebuie să fie, cum spuneam, o repetiție, o prelungire, o scurgere, o proiecție a lucrurilor din trecut. Chiar dacă ne întâlnim cu aceleași persoane care ne știu trecutul, de lovind de ele și așa mai departe. În cazul peștilor, trebuie să închidă un cerc și Mercur retrograd, acest cerc se închide în relație cu niște persoane, în legătură cu un mod al lor de a gândi, vorbi, în legătură cu niște credințe, aia nu o să fac, aia nu pot, aia am dovedit, ăla mă știe, ăla mă crede, ăla... Trebuie să închidă niște cercuri care se tot repetă, cercuri ce țin de convingerile lor, de relațiile lor, de trecutul lor, cum se raportează la trecutul lor, mai bine zis, pentru că sunt acolo niște supurări și niște descurgeri de energie care nu le dă nicio. Pe de altă parte, Mercur retrograd spune că o nouă activitate se poate baza pe o muncă mult mai spirituală, mai frumoasă, mai legată de vindecare, de conștiință, de a ajuta, de a servi pe cei din jur.